Messi din nou, ne-am întors aici pe litoralul Mării Negre. Noi suntem aici în zona Constanța, Mangalia, Vama Veche și așadar mergem la invitatul nostru de astăzi, scriitorul Mircea Dinescu, care se află pe malul Dunării. Facem o revărsare frumoasă a Dunării în Marea Neagră. Bună ziua, domnule Dinescu, sper că ne auziți. Vă aud, vă aud. Domnule Dinescu, ați dat Dunărea pe Marea Neagră sau nu? Mai știi cum e? Marea Neagră are o parte din Dunăre, înțelegi? Și a trebuit să marea să facă o referență, că fără fluvii n-ar exista mări, nu? Deci voi n-ați fi acum la mare dacă n-ar exista Dunărea și alte fluvii care se varsă în mare. Vă e dor de Marea Neagră, domnule Dinescu? Dacă nu există reciprocitate, în general, nu există nici dragoste cu adevărat, știi? Așa că, când simt eu că i s-a făcut mării dor de mine, dau și o fugă la Marea Neagră, și o să râs, chiar astăzi o să vin acolo. Să știți că ieri m-am plimbat prin această zonă Neptun, pe la Casa Scriitorilor, și am găsit câțiva oameni pe plajă care întrebau de dumneavoastră, mă întrebau când vine domnul Dinescu la mare și de când n-am mai fost la mare. Și mă gândeam să vă întreb și eu la rândul meu, când ați fost ultima dată la Casa Scriitorilor, de aici, de la Neptun, și ce povești aveți de aici? Pe vremea comunismului mergeam în fiecare an. Pentru că era o formă mai rară de a-ți petrece vacanța, știi? În general, nu puteai să pleci prin țări străine, nu aveai acces la... Și atunci, Marea Neagră era cea mai bună prietena noastră, știi? Să și spunea că singurul vecin cu care suntem în relații bune ar fi Marea Neagră. Mergeam la Casa Scriitorilor de la Neptun pentru că această casă are o poveste. A fost vila de protocol a lui Maurer. Gheorghe Maurer. Venea Ceaușescu la mare, la palatul ăla lui, și toți mari activiști stăteau în vilele alea din Neptun. Sunt, nu știu, 30, 40, 50 de vile. Și când s-a pensionat Maurer, Zaharia Tangu, care era președintele Uniunii Scriitorilor, i-a zis, i-a plătit la ureche lui Ceaușescu, domnul Ceaușescu, am vrea vara să fim aproape de dumneavoastră, nu știu ce, i-a trombonit ceva, știi, cu scriitorii care sunt alături de secretarul general. Și există o vilă acolo, la marginea Neptunului, și Ceaușescu a semnat și așa a reușit Zaharia Tangu, prin acest spagat demagogic, să pună mâna pe această Casa Scriitorilor devenită pe vila de la Neptun. Între timp s-au privatizat, nu știu ce noi baroni stau în vilele ale partidului, că erau toate ale partidului. Casa Scriitorilor a continuat să existe, din fericire. A pierdut multe case de creație, de la Sinaia, de la, în fine, aveau 4-5 case la Mogoșoaia. Capitalismul a reușit să stranguleze puțin viața suavă a scriitorilor. Singura care a rămas e asta de la Neptun. Când ați fost ultima dată aici? Cred că am fost așa 2-3 zile anul trecut și an de zile n-am mai fost. Sigur că viața mea e mai complicată cu televiziuni, cu faptul că stau pe malul Dunării aici, mi-o stăiește dorul de mare. Care era atmosfera de aici, de la Casa Scriitorilor, din anii 70-80? Măi, era un mic drog, așa, dacă vrei, pentru că în viața mediocră, care a fost mai ales după anii 70, faptul că un scriitor se putea duce la mare și să stea în condiții cât de cât plăcute, știi, cum se întâmpla la Casa Scriitorilor, a contat foarte tare,
plus că veneau scritorii din provincie, erau colobii particulare și mai complicate, în fine. Era o atmosferă plăcută, trebuie să spun, la Casa Scritorilor. În ciuda austerității din jur, că începuse în ultimii ani, nu se mai mâncarea nu mai era aceea și nu se găsea carne, în fine. Dar ideea că stai cu malul mării, poți să stai și să mănânci o piersică și te simți bine, știi? Ceaușescu va vizita vreodată aici la Casa Scriitorilor sau dumneavoastră iasă cu vreodată o vizită la Vila de la Neptun, că-s destul de aproape cele două? Eu personal nu, din păcate sau din fericire, dar Zaria Stancu mergea în fiecare vară, avea întâlniri cu Ceaușescu în anii 68, 69, 70. După 71 lucrurile s-au complicat când Ceaușescu s-a întors din China și a vrut să facă o revoluție culturală după acel model corean mai degrabă decât chinezesc. Lucrurile au devenit destul de dramatice pentru că de exemplu Marin Preda, când s-au publicat tezele din iunie, a zis că dacă ne întoarcem la epoca stalinistă, el să se sinucide, ceea ce era o chestie foarte tare, nu? Pentru că Neanicu atunci a vrut să, ca toți cu scritorii, poeții, prozatorii, în fine, să scrie cu partidul, să... ori lucrurile nu mai erau așa de simple ca în vremea stalinismului, știi, să scrii numai la comandă. Și mulți scritori au rezistat. S-a și vorbit despre rezistența prin cultură. A fost sau nu a fost o rezistență prin cultură? A fost într-un fel, pentru că există scritori, unii mai trăiesc acum, care nu au făcut compromisuri, nu au scris cu Ceaușescu și cu partidul. Și unul dintre ei în fața ta, deși eu am scris despre Ceaușescu, e adevărat, dar în 89. Și nu în Scânteia, ci în Liberațion. Bun. Până la urmă, această formă a rezistenței prin cultură era o formă subtilă de lașitate nobilă, știi? Adică, domnule, noi nu spunem verde în față că se mănâncă pe cartelă, că se dărâmă satele, că nu se găsesc medicamentele, că se stinge lumina după ora 10 seara, că se închid restaurantele, că te legitimezi pentru 300 de grame de salam la vânzătoarea de la alimentare, ce? În schimb, cum ar veni, în opera ta ai anumite aluzii la realitate și, în fine, până la urmă nu, era un... ne băteam cu apă de ploaie, știi, pur și simplu. Dar eu n-am mai suportat și am făcut o lată. Vorbeați de Marin Preda și de acea amenințare că se sinucide. Marin Preda venea aici, la Casa de la Neptun, la Uniunea Scriitorilor? Nu. Nu venea, de ce? Marin Preda nu venea, stătea la Mogoșoaia și el nu era nici... Era un om foarte timid în realitate, știi? Nu prea avea chef să stea cu... Acolo veneau, eu știu, 100 de scriitori la Casa Scriitorilor și el avea și o vorbă și la Mogoșoaia, știi? De exemplu, la Mogoșoaia eu stăteam în fiecare seară cu Preda la masă. Și mai stătea, eu știu, Florin Pucă, un grafician, și dacă venea un scriitor din provincie, s-a așteptat la masa noastră, dăm de vorbă, Marin Preda venea, vedea că cineva străin la masă și îi spunea, mă chema, mă știu cine e ăla. Păi spunea, domnule, e un poet de la ea și Adi Cosini, un poet talentat, băiat de treabă. Deci, Monșer, nu lărgiți cercul, Monșer, nu lărgiți cercul, spuneți să plece. Și spuneam, băi, știi, noi avem o discuție acum cu domnul Preda. Nu avea chef de trâncăneală multă la masă, știi? Cum se întâmpla, să zic, cu Fănuș Neagu, care era exuberant, băutor de vin, de cursă lungă, în fine. Fănuș Neagu venea aici, pe malul mării? Cum? Fănuș Neagu venea aici, pe malul mării? Fănuș Neagu, când venea Fănuș Neagu, veneau toți alconauții din Uniunea Scriitorilor, fiindcă se făceau chefuri uriace. Ei erau și prieteni cu activiști de ăștia mai predați la cultură, cu ministrul de externe, a cărui soție era actriță
dacă ți-amintești. Ștefan Andrei, nu? Ștefan Andrei, doamna... Violeta Andrei. Cum? Violeta Andrei, nu? Cred că Violeta Andrei juca în filmele cu scenariile lui Fănuș și atunci era o chestie, știi, cu chefuri cu voie de la partid, cum ar veni, și cu eventual niște bunătăți luate de la gospodăria de partid. Ați participat și dumneavoastră la chefurile acestea? O singură dată am fost, când în tinerețe, când venise și actrița cu pricina, cu Violeta Andrei, care era o femeie frumoasă așa. Și eu eram cu părul lung, mai golănat și așa, m-am așezat lângă ea. Și începusem să îi fac curte puțină. Băi, și a venit, nu mai știu cine, băi, Dinescu, dă-te, băi, vede, aude bărbatul că... Ea era drăguț așa, nu... cum să spun... n-a fost nimica concret, dar... Dar nici nu v-a respins. Mi-am dat seama că e o altă lume, știi? Și nu e... cu care nu e bine să ne intersectăm. Când ați ajuns prima dată la mare, domnule Dinescu, vă mai amintiți? Îmi amintesc pentru că părinții mei erau foarte săraci și eu n-am fost la mare în copilărie niciodată. Culmea, am văzut marea la 20 de ani, când în armată, eu am dat la teatru și am căzut și am făcut armată de aia sinistră, la Slatina, la MEI, la pază de deținuți. Am învățat 3 luni de instrucție. Tras în aer, tras în picioare, tras în plin. Asta în fiecare zi auzeam. Și am dat la un moment dat un medic foarte simpatic, care știa că scriu versuri, nu știu ce, și datorită faptului că făceam instrucție în Balta Clocociovului, acolo la Slatina, am făcut un soi de reumatism așa și începeau niște dureri la articulații. Și acel medic a zis, băi Mircea, ce-ar fi să te trimit eu 3 săptămâni la mare, la o stațiune de-asta? Și am ajuns în, unde a fost Ovidiu, dacă ții minte, da. La Tomis. În Mangalia, adică. Cum? Mangalia. La Mangalia, la Tomis. În cetatea Tomisului m-am dus să-mi tratez reumatismul. Am fost atât de fericit și atunci am văzut pentru prima oară mare. M-am consolat că a fost atât de târziu pentru că despre Eminescu, care a scris despre mare și nu știu ce, are și o statuie pe malul mării, se spune de fapt că n-ar fi fost niciodată la mare, că el, mare a fost numai în imaginația lui, știi? Ei bine, am văzut la 20 de ani marea pentru prima dată, m-a impresionat atât de tare, încât am scris și o poezie foarte frumoasă, mi-amintesc. Marea e un medic simplu, spui tot ce vrei, nu-ți pasă, și gărgăuni și rufe murdare poți atârn pe sforile însărării, în priza somnoroasă. În fine, o poezie foarte frumoasă, de altfel. Dar până la 20 de ani a trăit marea în imaginație? Ca Eminescu, spre exemplu? Am trăit în imaginație pentru că, culmea ironiei, eu eram într-un orășel care era foarte aproape de mare, la Slobozia, era exact la mijloc, cu distanță dintre București și Marea Neagră. Și prin Slobozia, mai ales în vremea când eram eu la liceu, în anii 67, 68, 69, era un vara, pe strada principală a Slobozii, bară la bară, treceau sute de mii de mașini, marea majoritate din Italia, din Polonia, din veneau italienii, că erau fetele frumoase în România, știi? Cu ciorap de plastic, cu ce mai veneau ei, cu chilos de baie pentru dame. Mi-intrupuiam, băi, unde se duc ăștia toți? Se duceau la mare, la stațiunile românești, care arătau mult mai bine ca acum, trebuie să spun. Neptunul era o stațiune absolut superbă. Acum au devenit așa ceva jalnic, cu mici insule de znobăraie și de chestii scumpe și de neam prost până la urmă, știi? Unde e o sticlă de vin, de șampanie, costă nu știu câte mii de euro, unde vin tot felul de vedete și să bânțuie aia de dimineață până seara, de nu mai înțelege unde e pământul și unde e cerul. Da, în afară de Neptun, ați mai avut experiențe pe litoralul românesc? Costinești, Mamaia, stațiuni din acestea mai cunoscute? Am fost la Costinești,
Am fost la Costinești, când eram tânăr scriitor, am fost invitat la întâlniri cu tineretul progresist și trebuie să spun că a fost foarte interesant, pentru că veneau tinerii să audă poezie, știi, erau sute de, poate mii de tineri. Era acolo un băiat Nicușor care se ocupa de protocol, avea, răspundea de mâncarea și de, în fine, de starea plăcută a invitaților. Am avut și probleme acolo, pentru că după ce am citit niște poezii, am fost chemat scriitorii separat și erau niște băieți de la securitate care răspundeau de zona Costineștilor, știi? Și îmi zice unul, și mi-au arătat că aveau niște cătușe, așa, zice, domnul Inescu, vreau să auziți chestia asta. Și mi-a clănțănit la ureche cătușele. Sunetul zice, cătușelor, nu? Zângănetul cătușelor. Sună frumos. Sună foarte frumos, zic, aș fi alături de dumneata într-o formație de muzică, eu să cânt din voce și dumneata la cătușe. Da? N-am chef să aud prea des acest gomot. Dar securiștii cum se raportau la întâlnirile dumneavoastră de aici, de la Vila Scriitorilor, de la Neptun sau de la Costinești? Ce anume? Securiștii stăteau, vă păzeau, erau cu ochii pe dumneavoastră sau cum se raportau la aceste petreceri ale scriitorilor? Nu, ochii pe mine au fost în ultimii ani, începând din 76, cam atunci. Dar în perioada aia, când eram mai tânăr, băieții aveau instalate, bineînțeles, microfoane la Casa Scriitorilor, cum aveau și la Mogoșoaia, pentru că din dosarele securității se vede că așa cum plantau cum se plantau poeții, așa se plantau și microfoanele. Și există chiar și în Cartea Albă a Securității, bine, e vorba de un microfon plantat la Socrimea, acasă, unde e descris atmosfera în care trăiau scriitorii. Deci înregistrau, dar să știi că nu era spaima de securitate atât de mare, pe cât îți închipui. Pe de altă parte, de Uniunea Scriitorilor răspundeau câțiva securiști oficiali, care veneau și la mare cu soțiile, cu copiii. Era un soi de amestec, așa, de... Pe vremea aia, orice, și la școlile aveau securiști care răspundeau de școli, și la uzinile 23 august erau securiști care răspundeau, fiecare erau obiective ale securiștilor. La scriitor, sigur că erau băieți mai școliți, mai nu știu ce, unii scriau și ei versuri. Era, cum să spun, un soi de acceptare a micuței teror, dacă puteți să spune că e teroare, dar nu era teroare. Pe Nicu Ceaușescu l-ați întâlnit vreodată la Neptun sau la Costinești? Nu l-am întâlnit niciodată. El avea gașca lui cu care trăia de asemenea în altă lume decât trăia noi. Nu. Ce-ar trebui... Ceaușescu l-am văzut o singură dată la o ședință cu scriitorii la Neptun. Și mai când făcea el baie, nu mai aveai voie să te plimbi pe faleți acolo decât până la un punct, să zicem, știi? Și acum e un gard care separă puțin acea zonă din față, zona de nisip. Separă pe Iohannis de restul poporului, da. Exact. Cum vedeți... S-au moștenit aceste prostii, știi, care nu există în alte țări un gard special ca la grădina zoologică unde să fie politicienii și unde să fie omul normal. Dar așa prelungea și Iliescu, a fost acolo și Băsescu. Îmi amintesc o poveste foarte frumoasă legată de un prieten de-al meu de la... și o poveste că e, are cazul ei. Vă rog. E vorba de fostul primar al Craiovei, celebru. Știi cum îl cheamă? Fostul primar al, n-am auzit, al cărui oraș. Al Craiovei. Al Craiovei? Solomon, da. Solomon era o mare figură și ca primar, în fine, participa la tot felul de sărbări, cânta și el, juca foarte tare Solomon. Și într-o zi m-a făcut cetățean de onoare al Craiovei, în fine. Și mă cheamă și spune,
Mircea zice, știi mă, eu sunt la PSD, dar bă, nu prea mă simt cu ăștia. Eu nu sunt, eu sunt om de afaceri, de fapt, știi, sunt liberal. Zice, poți tu să vorbești cu Tăricianu, Tăricianu era prim-ministru. Aș vrea să trec la liberal. Zic, bă, sigur că cu mare plăcere, îi dau telefon chiar de la tine, de la el din birou, fiată, de la primărie. Și îl supă Tăricianu, eram în rații bune cu Tăricianu. Zic, domnul Tăricianu, uite, primarul Craiovei, domnul Solomon, a vrea să treacă la liberal. Liberalii nu vreau aici în Oltenia succes, pentru că să și spune că e județul roșu în dol și așa. Zic, dar primarul Craiovei vrea să vină la voi. Vă dați seama, mare câștig pentru liberal să vină Solomon, reprezentant al liberalilor în Craiova. Tăricianu încântat, îl dau la telefonul ce și stabile să se facă, știi? Bun. Lipsesc 3 zile, 4 zile, nu știu, plec la un festival de poezie la Suga și în avion iau ziarul. Și văd, primarul Craiovei Solomon a trecut la PD. Deci la Băsescu. La rivalii liberalilor de atunci. Cum? La rivalii liberalilor de atunci. La rivalii, era rivalitate. Da, între Băsescu și Tăricianu, era râcă mare. Exact. Da. Păi și mă duc la primărie și îi spun, domnul Solomon, ce ai făcut, domnule? Zic, nu stabiliți, că ești liberal. Ce dracu? Băi, Mircea, băi, și ziua aia în care am vorbit cu Tăricianu și nu știu ce, bă, m-a căutat seara Băsescu, bă, și m-a invitat la mare, apropo de asculta telefoane, și m-a invitat la mare, bă. Băi, că am fost cu nevastă, m-am dormit în patul Elenei Ceaușescu, bă, am băut cu Băsescu, bă, stai om, bă, Băsescu e o figură, băi, asta, că ce liberat, ce nu știu ce. Și atunci am spus eu primarului Solomon povestea aia, nu mai repet, e puțin... Da, să nu ne cenzureze, sau să ne autocenzurăm înainte să ne amendeze CNA-ul. Că să desumflă repede, nu, în fine. I-am zis, băi, o să ai probleme cu Băsescu, o să vezi. Și am auzit o chestie auzită de la un poet de la Mogoșa, care venise cu o plontă superbă, doamna doctoriță, nu știu, și eu l-am felicitat. Ce mi-a zis, băi, Mircea, e frumoasă, dar are unde să-i deși, să te sunți la repede. Și i-am zis, băi, uite, Băsescu o să uite de chestia asta, că uite că de ce s-a culcat cu mine. Zic, o să uite, Băsescu, și nu să te simți prea bine, după părerea mea. Băi, și exact așa a pățit. Am fost în sensul de ce, că era legat de Neptun, deci Băsescu stătea la Neptun, dormea, el dormea în patul lui Ceaușescu și Solomon în patul Elenei Ceaușescu. Și până la... s-a tras de acolo Solomon, pentru că Băsescu la prima chestie l-a băgat în pușterie, nevinovat, bă, Solomon. Și v-a mai sunat Solomon apoi să vă spună că ați avut dreptate? Da, m-a sunat din pușcărie. Mi-a zis, Mircea, îmi cer iertare, măi. Zice, nu te-am crezut atunci. Zice, sunt în celulă cu niște tineri. Și tinerii erau de ăștia, specialiști în IT, în telefonie, nu? Și aveau telefoanele lor. Nu te-am ascultat, ticălosul, zice, și-a avut un joc de mine. Ascultă, că eu sunt un bătrân înțelept și știu multe. În normal, dumneavoastră ar trebui să puteți să ajungeți aici la Marea Neagră cu vaporul de acolo, de la cetate, nu? Pe Dunăre și apoi pe Marea Neagră. Da. Evident că se poate ajunge, numai că România e singura țară care de-a lungul Dunării, deși avem o Dunăre mai lungă decât o au nemții, unde se izvorăște Dunărea, și decât sârbii, și decât ungurii, și decât austriecii, în România, de exemplu, dacă ai o barcă, nu poți să-ți cumperi motorină dintr-un portuleț sau nu este deloc. România nu are niciun vapor de croazieră pe Dunăre și nici o stație de motorină să poți să-ți iei motorină pentru o barcă, de exemplu. Și să usucă porumbul pe marginea Dunării, că de fapt acele canale de irigație nu funcționează. Cu ce veniți? Cât faceți până aici, domnul Dinescu? De la cetate? Da. Pe jos, cu mașina sau pe Dunăre? Nu știu, cu ce veniți dumneavoastră, cu mașina sau pe Dunăre? N-am fost pe Dunăre niciodată. De la cetate fac vreo 6 ore, cred. Sunteți aproape.
Ce ar trebui să facă guvernul României pentru a aduce la PIB-ul țării 10% din turism? Turismul să genereze 10% din PIB. Deocamdată suntem undeva la 3,3% în cel mai bun caz. Niciun președinte al României n-a făcut pentru turism, deși România putea să trăiască din turism, aș spune eu, și dezvoltarea turismului ar fi contribuit colateral și la dezvoltarea grădinăritului, adică a producerii de legume și a cărnii și a laptelui și a vinului. România trebuie să câștige jumate din bugetul României și trebuie să fie bătut. Fiindcă avem Dunărea, cea mai lungă, și Delta Dunării, avem Marea Neagră, avem zonele astea ale Moldovei absolut superbe cu mănăstiri, da? Bucovina, Maramureș. Avem pădurile noastre de munți care n-au fost tăiate sau așa. Maramureș, în fine, atâtea lucruri, pentru că iată-te, cel mai important rege al Europei, nu regele Charles, e îndrăgostit de România. De ce ar trebui să fie îndrăgostit numai un rege și nu și supușii săi? Supușii săi n-au unde să vină în România. Încă se mănâncă prost, n-au făcut nimic ca guvernanții noștri pentru încurajarea cu adevărat a turismului, știi? Mi-amintesc că acum vreo 20 de ani a fost Agaton, care a misul turismului. Acum de la intrarea Dunării în țară până la Marea Neagră. A oprit și la mine. Ce planuri mărețe! Nu s-a făcut absolut nimic. Da? Pe de altă parte, n-ai cum să încurajezi turismul dacă eu, de exemplu, la cetate am frigidere, am congelatoare, am încălzire pe electricitate și iarna trebuie să dau 10.000 de euro într-o lună pe lumina pe care o consum, pe electricitatea pe care o consum. Păi cât vin trebuie să vând eu, cât pește la grătar trebuie să fac, câte salate ca să pot să-mi plătesc eu curentul electric, da? Deci aici ar fi trebuit să dea gratis, pur și simplu, tuturor celor care se ocupă cu turismul din România, căsuțelor, hotelurilor. Și atunci sigur că și calitatea mâncării ar fi mai bună, știi? Ai avea curaj să investești în zona asta. Ori dacă ei te omoară după 2 ani de pandemie, unde au plecat 3 sferturi din angajați din turism, da? Cum să refaci turismul românesc? Eu am închis un restaurant în București și probabil nici ăla nu se simte prea bine, Lacrimi și Sfinți, și aici într-o zi m-am gândit, băi, gata, m-am săturat să fac o mâncare bună, să dau vin bun, să fiu drăguț, să aduc lăutar, să... pentru ce? Nu câștigi nimica. Cine și închipuie că se câștigă pe zona asta de restaurant, mai ales dacă ești cinstit și pui mâncarea și carnea bună și peștele și vinul și legumele, și cum încerc eu să fac, nu ai cum să câștigi să fie o afacere. Nu este o afacere. Guvernul acum se pregătește să vă majoreze taxele de la 9% la 19%. E propunerea venită din partea PNL. Măi, nu o să facă nimica. Să știi că anul ăsta Bulgaria a anunțat că au turiști dublu decât au avut anul trecut, da? Ungaria la fel. Păi Ungaria n-are mare, nu? Și pe Balatonul ăla să câștigă pe un lac de 5 ori mai mult decât să câștigă pe Marea Neagră, da? Nu știm ce facem, nu iubim nimica. Eu vorbesc în primul rând policienii, nu iubesc țara. Iohannes nu se pune problema, dar nu numai Iohannes nu iubește. Nici ceilalți din jur nu iubesc. Și când auzi chestiile astea sinistre, măi, numai faptul că a fost pandemia cumplită, știi, în care s-au comportat ca și cum am fi avut ciuma lui Caragean, care erau oamenii zvârliți în groapă, înfăciurați în saci de plastic, și nu erau rudele lăsate să participe la ceremonia ortodoxă, care este, cum să spun, e sfântă și este
Nu poți să îngropi un om fără o slujbă, da? Ca lumea, și fără prieteni la căpătuiul gropii și fără așa. Pe urmă, ce se întâmplă acum, și bandiții care se bagă în toate chestiile astea, cum s-au băgat în astea pentru bătrâni și criminali, care erau buni la Auschwitz, se calificau, toți parcă s-au calificat la în lagăle de Auschwitz, așa arătau bătrânești din voluntari, știi? Și totul făcut sub auspiciile creștine ale primarului care vorbește numai de Dumnezeu, ale poliției care te prinde că ai parcat acolo ce e pe tine, dar n-au avut curajul să bage nasul, să simte duhoarea de moarte de la acele case ale lui Dumnezeu. Că până la urmă asta ar trebui să fie un cămin pentru bătrân, să se reverse bunătatea și să auzi muzică religioasă și calmă și să vezi niște bătrâni fericiți. Nu suntem capabili să facem așa ceva. Pentru că ies în față ticăloșii, bandiții și criminalii. Da? Așa cum au fost capabili să împuște pe 22 decembrie, pe 17 decembrie la Timișoara oamenii din spital, să aseamănă chestia asta, știi? Ca să scape de răniții din spital, să spună că nu s-a tras în Timișoara, răniții au fost împușcați de băieții cu ochii albaștri, trimis la București și băgați cenușa lor la canal. Așa au pățit și bătrânii din aceea. Este o lipsă de, nu de milă, este o chestie de cutremur, pur și simplu, de atâta chestie diabolică, diavolească, că diabolic sună frumos. Pur și simplu. Ce părere aveți, domnule Dinescu, despre politică? Nimeni nu intră în pușcărie. Ce părere aveți despre politicienii care își exhibă în mod ostentativ credința, religiozitatea în campanie și pe rețelele de socializare? Din păcate, Biserica Ortodoxă a greșit în 89, că a stat alături de politică, știi? A avut o mare șansă să se rupă de politică și să devină pur și simplu un reper pentru sigur că e multă lume, mai ales bătrânii, sunt credincioși, merg la biserică, dar au stat în umbra și a lui Iliescu, și a lui Emil Constantinescu, și a lui Băsescu. Am impresia că acum e mai puțină simpatie față de Iohannis, dar mie mi-a plăcut purtătorul de cuvânt al bisericii, că a avut un discurs curajos, în sfârșit, vis-a-vis de ce s-a întâmplat cu bunicii noștri. Dar da? apoi a dat puțin în spate, spunând că nu face referire directă la vreun politician, ci vorbește așa, la modul general. Fiindcă au tămărât pe el, bineînțeles. Aici suntem în România, nu? Da. Haideți să ne întoarcem puțin la malul Mării. Vă rog. România n-a existat nici pe vremea comunismului, nu a existat solidaritate. Era un cuvânt așa. Am suferit din pricina asta. Există, în schimb, solidaritatea ticăloșilor. Se spală între ei și fac afaceri, se trag unii pe alții ca șobolane. Și când cade un șobolan într-o groapă și se întâmplă, șobolanii se țin unii de coada altora și fac o sfoară așa până ajunge la ala. Ăla se prinde de ăla și trage din groapă. Asta e solidaritatea României. Solidaritatea de șobolani. Domnule Dinescu, ne întoarcem puțin pe final de emisiune la Malul Mării și v-aș întreba ce vă place să mâncați aici, pe litoral, sau ce vă place să gătiți? Câteodată nu mai gătesc, pentru că întâmplarea face că și bucătarul, și directorul casei scriitorilor sunt de pe vremea mea acolo, de când eram eu președintele scriitorilor și eu m-am purtat ca un domn cu ei, știi? Și nu te uită, știi? În sensul că a rămas în relații bune. Mi-amintesc când era, eu, după ce mi-am dat demisia, a devenit Tulici președintele scriitorului și era la mare. Și eu mâncam pește. Ăștia mi-au făcut rost de pește, cum am venit. Și a trecut Tulici. Mie zicea, vă că ție îți dau pește. Mie mi-au zis că nu există pește. Și el era președintele scriitorului atunci. Păi am spus, bă, Ulici, că am fost cu ei băiat de treabă, știi? Nici n-am țipat, nici nu, în fine. Vreodată la cineva, la Frățul Walter. Chestia este că vrând nevrând bântui și am prieteni și pe la Chercanale, de obicei mănânc la
prietenul meu, la Nicușor, de care am vorbit mai devreme, care e o mare figură, că a privatizat, pentru că el a fugit în America înainte de 89 și cu banii pe care i-a strâns acolo a reușit să cumpere la Costinești mai multe vile și a făcut această insulă de turism occidental care se cheamă Vox Maris. Și mă duc la Nicușor, care gătește foarte bine, că cine are un restaurant și e proprietarul restaurantului, trebuie să știe să gătească. Ei, Nicușor știe foarte bine. Și mă duc cu el și mai gătesc, gătim împreună, în fine. Se mănâncă extraordinar la el. Și altfel vă mai apucat? Mai e un la Neptun acolo, avea și tu, că era părtaș la un restaurant, la domnul Briciad, care are pe malul mării acolo un restaurant, să mănâncă pește bun. Încep să mănânc pește, evident, și merg la piața, la unde mergea și Ovidiu la piață. E o piață foarte bună. Și mai cumpăr de la țăra roșii bune. Dar acum, pe timp de vară, la cetate, ce gătiți? Ce anume, ce gătesc eu? Da, la cetate. La cetate umblu tot timpul să fac roze de pește, că lumea care vine aici vrea să mânce crap, țaramură de crap. Astăzi, de exemplu, uite, înainte să plec la mare, am găsit niște pește de ăsta bun de făcut pe jar. Dar nu, pe tablă cu sare. Și o mămăligă cu niște roșii coapte, mâncare de asta simplă, dar foarte gustoasă, știi? Biban. E vorba de bibanul ăsta așa la jumătate de kil. Nu-i scoți solzii, îi scoți doar mațele și pui pe o tablă și îl coci. Formă, îl speli puțin cu apă, să ia sarea și îl mai fierbi odată cu niște roșii coapte și puțin în ardei iute copt. Și este o saramură genială. Bibanul, saramura de genială, e cea mai bună dintre toate. Are puțin oase, dar scoți cărnița așa cu mâna, nu cu mănușa, și întingi cu mămăligă în el până dai cu căciula în câini. Domnule Dinescu, să știți că oamenii aici pe litoral sunt destul de speriați de posibilitatea ca Marea Neagră să fie infestată cu holeră. Sigur, e o știre falsă aici, o dezinformare, însă iată că dezinformările prind în continuare România și vorbeam cu mai mulți patroni de hoteluri care spuneau că mulți români și-au anulat chiar rezervările de frică. Cine are interes să răspândească asemenea știri? Cine are interes? E o realitate, îmi pare rău că trebuie să-ți spun. Într-adevăr, gândește-te ce s-a deversat în Marea Neagră, în satele alea, toate casnalele și toate mizeriile și toate deșeurile alea care au curs în Marea Neagră, poate să aducă și genul ăsta de microbe. Adică, să spunem că e o diversiune, nu e o diversiune deloc. Din păcate, Coana Europa, care vrea să desfințeze crescătorii de fermele de vaci, că pasă minte, vacile ar, datorită gazelor produse de vaci, are loc o poluare și, în fine, bagă miliarde de dolari să se polueze Europa de la armele pe care le folosește și Ucraina și Rusia acolo, da? Păi, o travă mai sinistră decât fumul ăla de la toate soiurile, de tot soiul de armament care se folosește în Ucraina, vine până la urmă să scurge din izvoare, de până apă, până la urmă în Marea Neagră. Asta o să facem. Suntem deja poluați mai mult decât acum câțiva ani. Ar trebui statul să investească mai mult în această zonă a portului Constanța, a Mării Negre? Păi da, dacă poluarea aia o ia pe lângă țărm, așa ușurel, ușurel, ajunge și inevitabil și în portul, Constanța. Porturile noastre. Suntem totuși primele porturi, până să ajungă la turci și până să intre în Marea Mediterană, vine pe la noi, da? Rău întâi vine la noi și până să duce la alții. Cum vă explicați?
Cum vă explicați că mulți români preferă să meargă dincolo de Vama Veche, înspre Bulgaria, Grecia, Turcia la mare? De ce? Pentru că ei au o educație specială legată de turism. Nu se frică niciodată să mănânci în Bulgaria, la indiferent cât de mic e restaurantul, înțelegi? Ori uită-te ce se întâmplă când vin în control ăștia și văd ce mizerie să pă după gunoiul băgat sub preș, cum se spune. Nu știu, eu n-am curaj din România să mănânc mititei, nicăieri, oriunde, pe șoselele României. Am folosit metoda asta, dar n-am mâncat eu, cu unii prieteni ai mei din sănătate, eu, și îi dădeam 5 lei lola și îi spuneam, domnule, ia 5 lei și mănâncă și dumneata un mic în, așa. Și m-am dat de aici care spuneam, domnule, știți, eu am o problemă cu ficatul. Ce probleme cu ficatul? Deci se bagă la carne, eu n-aș mânca carne tocată, nimic ce-i tocată, niciun restaurant din România. Deci la noi e pe păcăleală, din păcate, în bună parte, că așa funcționează chestia. Ori bulgarul este cinstit în privința asta. Deci dacă știi că mergi la un restaurant al unei familii, ce ai mâncat anul ăsta, mănânci și la anul la fel de bun. Greșii la fel au, eu știu, tehnica lor de a face turism, sunt drăguți, sunt și mâncarea lor simplă, că e o mâncare simplă până la urmă. Peștele ăla făcut pe grătar, cu cartofi prăjiți ca la noi și știu să gătească simplu și adevărat. În Turcia am mai dat de șmecheri, așa, de exemplu, am fost în Turcia acum vreo 15 ani, cred, ultima dată, și voiam să cumpărăm niște pește de pe malul mării, știi? Și l-am luat eu, peștele l-am mirosit, era clar că era vechi, știi? Și mi-am spus, l-am chemat pe la să miroase și el. Și el mi-a făcut, nu știu ce, și m-a chemat în spate și mi-a dat pește proaspăt. Deci negustoria are și această natură de a păcăli, așa, și mai ales în zonele mai, cât te duci mai în Balcani.